Doamne Raț, ia ne Louis Vuitton, știu, v-am tot nraiasă, raz, doi. Eu azi, că fac hramul la Fălești, că cheltui concert la Bălți, important. Eu anul ăsta, știți că pentru anul viitor, cu viza de reședință în Bălți, până ziua de azi, deci din banii care eu am câștigat la moment, până la, azi suntem în data de 6 iunie, da, 2024, iată, în prima jumătate de an, eu am câștigat din imobiliare peste 1 milion de euro, anul ăsta doar, da? Și asta ar însemna că eu 12% taxă. Так, пунем во 20 миллион делей, керосфима, ему, дичь так, 12%, дичь, песи 2 миллион делей, я лану тресли дау в бюджету локал, чем обукран муниципил балс, как олу рамын. Дичан кштигает песи 1 миллион евро, шастар инсамна к 12%, я треба сакет ин бюджету Републики Молдова, пентру бани кштигат песи хватаре. Я ом авут посибилитатя, ди мулти ворим вяца, кумирам кант акитам 3-4 milioane de lei taxă în Moldova. Da. Când aducem cândva banii de la Moscova. Da. Și eu facem un nini, spune, ce ești nebun? Ascunde-le. Eu nu vreau să ascund. Eu vreau să achit 12% conform legii, fiind rezident fiscal, anume aici, doamna Rață. Da. Eu țara unii câștig, nu sunt rezident fiscal. Ok. Și eu astăzi vreau să achit peste 2 milioane de lei. Lămurit?